Weekendul trecut a fost unul important pentru karatiștii de la CSM Râmnicu Sărat, care au participat la o competiție de anvergură. La Ploiești s-a desfășurat campionatul național de karate Shotokan, la care au participat zeci de sportivi de la cluburi din toată țara. Karatiștii de la Râmnicu Sărat au reușit să impresioneze și de această dată la probele de kata și kumite și au obținut 23 de medalii, dintre care aproape jumătate de aur. Am căpătat ceea ce meritam, deci ne-am atins scopul, am adus 10 medalii de aur, 3 de argint și 10 de bronz. Senseiul Costel Lambru se declară mulțumit de rezultatele obținute de elevii săi la campionatul național. El este însă puțin dezamăgit pentru că la competițiile de anvergură, sportivii veniți din provincie sunt ușor defavorizați. Pălăria este prea mare pentru noi și ca la orice competiție suntem un pic defavorizați pentru că suntem orașe mai mici. Dar ne-am văzut adevărata noastră valoare și asta spune tot. În spatele rezultatelor excelente obținute de karatiștii de la CSM Râmnicu Sărat stau ore întregi de antrenament și multă muncă. Sportivii știu însă că doar cu efort și sacrificii pot deveni campioni, iar senseiul lor, Costel Lambru, crede în ei și le oferă sfaturi prețioase pentru a ajunge mereu pe podium.